Salut! Vreau să mă uit astăzi la un generator de impulsuri pentru niște garduri electrice. Deja l-am desfăcut în mare parte. Asta este alimentarea de la baterii. Aici este reglajul pentru... Unde ești? Aici. Pentru intensitate, nu știu exact pentru ce este. Nu l-am testat în detaliu să văd. Este primul meu generator de impulse pe care îl desfac, așa că... Da, asta este placa electronică. Practic, alimentarea vine undeva pe aici. Deja se vede pe plăcuța asta că s-a ars. Ui. Serios, serios. Deja se vede ceva aici ars. Este alimentarea de la baterie. Probabil a fost pus alimentarea inversă, eu știu ce greșeală s-a făcut. S-a făcut o greșeală. Așa. Și aici este partea electronică. Iar asta este bobina de inducție care duce la gard. Să vedem ce are. Deconectăm bobina de inducție. Să ne uităm la partea electronică. E bancul de lucru. Aoleu, ce mizerabilă este. Astea sunt șuruburile. Nu vă interesează asta. În principiu merge la... Avem o plăcuță pe aici undeva, unde spunea care este alimentarea. Aoleu, mor cu focalizarea asta în cameră. Unde am setările pentru cameră? Autofocus. Fără autofocus. Da, cam asta. Să ducem în focus placa. Mergem mai aproape un pic. Da, cam astea sunt specificațiile. La 9 V, 14-36 mA, la 12 V, 10-25 mA. Deci BV 2500. Asta este invertorul, generatorul de impulsuri. Să zicem că suntem focalizați. Se oprește să punem, da? Cam așa arată placa. Aici vine alimentare, unul este plus, unul este minus, nu știu care și cum. Partea frumoasă, deci, să ai o placă și nu știi care e plus și care e minus. Cineva, cred că a mai încercat aici să lipească ceva, să facă o improvizație. Ah, da, uite, scrie undeva pe aici. Minus. Și plus. Plus și minus. Ah, bun. Deci, ăsta este plusul. Și asta este minus. Acum să vedem unde ce se întâmplă cu. Sunt niște rezistori aici în serie, dar e mai mult sau mai puțin, probabil.
Acum o să vă scutez de privit încercarea mea de a-mi da seama cum funcționează asta. Revin mai târziu cu detalii. Chestia interesantă. Mufa asta nu se trage în cap așa, într-o parte și în alta, ci se ridică în sus. Hai. După câteva tatonări, am reușit să descifrez ce se întâmplă cu plăcuța asta de alimentare. Deci, ăsta este minusul, ăsta este plusul. Hai, bun, mai tine minus. Ăsta este plus. Deci vine să duci pe întrebătorul ăsta, nu știu pe unde, până la care fir, și se întoarce înapoi la firul numărul 2 de aici. Ăsta este plus, ăsta este minusul. Iar ăsta de roșu este informația, care de fapt este conectată la selectorul ăsta. Selectorul fiind... Asta este proof acum. Are 5 trepte, de fapt sunt 5 rezistențe legate toate la firul roșu. Deci presupun că de la alimentare se trece prin aceste rezistențe și se duce la frecvența impulsurilor. Bănuiesc că doar asta poate fi legat celelalte proporții de asta. Deci. Bun, să revenim la ale noastre. Acum o să vreau să înlocuiesc cablajul ăsta de la alimentare care este ars în locul ăsta. Și partea asta către placa electronică, să o înlocuiesc cu un fir, că de dedesubt trebuie să determin acum care sunt pinii. Da, după alte câteva tatonări, am reconstruit circuitul de pe întrerupătorul ăsta. E, hai, focalizează-te. Așa. Și venea de la plus la pinul ăsta. Și sunt 5 pini aici care sunt conectați toți împreună și merg la plus pentru alimentarea plăcii. Partea de electronică de pe placă era în ordine, nu era nicio problemă. Celălalt pin din mijloc, acesta este la minus și merge la divizorul ăla rezistiv pentru a regla intensitatea impulsului. Nu este frecvența cum am zis eu inițial. Și acum să vedem. L-am alimentat la 9 V, asta e la maximul impulsului. Impulsul nu trece prin izolații, ce dă 1, 2, cam la 2 secunde dă câte un impuls. Aproximativ de vreo 3000 de volți, cred că. La 3 mm, nu știu cât. 3000, 5000. Să zicem. Da, ăsta este aparatul. Este funcțional. Toată problema era de aici, de la reglajul ăsta. Sper că v-a fost de folos. Pe data viitoare!